La începutul lunii martie, România a ieșit din starea de alertă, iar odată cu această decizie, restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19 au fost și ele eliminate. Pe de altă parte, cum Europa se confruntă cu un nou val de infectări, apar îngrijorări și în țara noastră. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila aduce clarificări cu privire la posibilitatea de a reveni la restricțiile anticovid. Oficialul nu exclude această posibilitate dacă numărul de cazuri va crește. Ministrul Alexandru Rafila afirmă că numărul de infectări cu COVID-19 se află pe un trend ascendent, ceea ce face ca preocupările să nu lipsească în guvern. Restricțiile s-ar putea impune doar dacă secțiile ATI nu mai fac față. Sincer, mi se pare puțin exagerat, pentru că, până la urmă, nu știu, nu prea am nici prieteni sau cunoștințe care să se fi îmbolnăviți și au că sunt din ce în ce mai multe cazuri din nou, dar nu înțeleg de unde. Că, până la urmă, încă sunt oameni care se protejează, adică sunt mulți pe stradă cu măști, dar în același timp, nu știu, nu cred că ar trebui introduse iar. Dar la noi nu sunt, din contră, la noi chiar au scăzut. Acum, eu nu știu, fiecare se poate proteja singur, dacă chiar are nevoie de așa ceva. În rest, eu ce pot să spun? Autoritățile nu cred că mai e cazul să mai ia alte restricții, pentru că am avut destule și așa suntem în situația în care suntem. Coreea de Sud se confruntă cu un număr record de cazuri de COVID-19. Pe măsură ce primul val Omicron traversează continentul, la celălalt capăt al lumii, în Europa, mai multe țări se pregătesc de ceea ce ar putea fi un al doilea val de Omicron. Franța, Marea Britanie, Italia și Austria înregistrează creșteri ale numărului de noi cazuri zilnice de COVID-19. Aceasta dublându-se practic în comparație cu acum două săptămâni.